Precauție înainte de toate. Franța este la un pas să devină prima țară din lume care introduce în Constituție dreptul la avort. Aseară în Senat au votat 267 pentru și 50 împotrivă. Luni la Versailles, președintele Macron organizează un congres pentru decizia finală, acolo unde sunt invitate atât Camera Deputaților cât și a Senatului. Dacă 60% dintre parlamentari vor fi de acord cu introducerea în Constituție a dreptului la avort, nu o să mai fie nevoie de realizarea unui referendum. M-am angajat să fac ireversibilă libertatea femeilor de a face avort, a scris Macron pe platforma X. Senatoarea Melanie, cea care a militat și a scris în urmă cu 2 ani textul pentru lege, a fost chiar felicitată aseară. Tamara, după ce am văzut în Statele Unite, da, ce s-a întâmplat acolo cu apropo de avort, mă tem că așa ar trebui să facă toate statele, să bage în Constituție. Am văzut ce pericol e, cât de ușor pot apărea derapajele astea. Dacă dai de vreun nebun la conducere și se gândește el să schimbe legea, da, și să interzică avortul, că așa i s-a pus lui pat. Păi da, stai un pic, acum nu mai vorbim despre un nebun, vorbim de un non-nebun dimpotrivă care se gândește că este cazul să facă ceva pentru aceste femei care, la un moment dat, înțeleg foarte bine ce spui, dar stai așa, da, să băgi, este mai mult decât atât, dincolo de discuție, dincolo de Constituție, este un drept pe care fiecare femeie îl are. Nu trebuie să fie bătut în cuie, scris, să fie lege, să fie păi ai văzut o cutumă? Ce se întâmplă dacă nu-i bătut este în cuie. Alex, este un drept pe care îl ai de la bun început. Odată ce te-ai născut femeie, la fel cum atunci când te-ai născut bărbat, decizi ce faci în continuare cu corpul tău și poți să faci treaba asta, dar este un drept automat pentru că eu ca om am dreptul să fac absolut ce vreau cu corpul meu, atâta timp cât nu deranjez pe cel de lângă mine. Până și în Biblie spune treaba asta, mai mult sau mai puțin. La fel și femeia. De ce la femeie e diferit? De noi ce la femeie trebuie avem să multe există drepturi, o lege? Dreptul la viață, da, dar nu în toate țările ne este respectat. Da, păi asta, întocmai asta nu mi se pare corect. Nu cred că trebuie să schimbăm acum fiecare Constituție atâta timp cât este un drept universal nescris. Spune că noi românii suntem pățiți. Știi ce s-a întâmplat pe vremea lui Ceaușescu, da? Și câte femei mureau pentru că, din ce am văzut, și acum este foarte greu ca femeie în România să îți exerciți acest drept la avort, pentru că sunt mulți medici care te refuză, multe spitale care te trimit acasă, nu vor să, deși în România avortul este legal în prezent. Oricât de mult am dezbate noi știrea asta, vreau să mergem la George, pentru că ce m-a surprins este că are niște argumente care nu se aliniază deloc cu cele ale noastre, dimpotrivă, și vreau să le ascult pe fiecare în parte, George. Acum, știi, legat de argumentele pe care eu o să le am vis-a-vis de acest subiect, pe care îl văd foarte sensibil și n-aș vrea neapărat să am o părere, cât mai degrabă încerc să văd această chestiune din mai multe puncte de vedere, din mai multe unghiuri, adică aș vrea să am o perspectivă cât mai amplă. De ce spun asta? Pentru că înțeleg până la urmă faptul că femeia poate cumva să decidă ce se întâmplă cu corpul ei. Sunt întru totul de acord. Dar vin și ridic o întrebare. Copilul acela are dreptul de a decide ceva? Pentru că, after all, vorbim despre un act care e până la urmă o crimă, într-un fel sau altul, sau, dar dacă ar fi să privim lucrurile la modul realist, este o crimă. Adică o femeie decide să facă un avort, se numește avort, dar s-ar putea să se numească și altfel. E o chestiune de conștiință, dar pot să înțeleg și altceva. Mă pot gândi la faptul că o femeie poate să fie violată și în urma violului poate să rămână însărcinată. Și aici este o problemă. S-ar putea să nu-ți dorești acel copil. De asta am spus încă de la bun început, că este într-adevăr un subiect foarte, foarte sensibil. Pe de cealaltă parte, tu, Tamara, ai venit și ai spus că
Biblia cumva ar încuraja sau n-ar încuraja. Biblia are nu, doar n-ar un încuraja, singur punct de însă vedere. îți permite exact ce spuneam cu dreptul la viață și dacă am dreptul la viață, într-adevăr, și acel copil are dreptul la viață, dar sunt atât de multe cazuri care nu ar pe care nu ar trebui să le excludem. Ai spus tu de acest scenariu negru, și dar nu da, e doar se ăsta. Întâmplă și nu este doar ăsta. Și apropo de asta, vreau să mai spun un lucru, pentru că am vorbit chiar zilele trecute aici la Știu despre faimosul caz din Alabama, unde procurorii au decis ca aceste că embrionii înghețați să fie considerați și ei copii și în momentul în care cineva va renunța, un cuplu va renunța la acel embrion, să fie numită crimă. Deci această lege ar putea să fie un du-te vino și cu dus întors, pentru că este foarte complicat. De aceea nu putem să facem noi pe judecătorul în acest moment, dar mulțumesc pentru perspectivă, George.